Apropierea sărbătorilor pascale, precum și scurta vacanță de 1 mai, readuce în țară mulți dintre cetățenii români stabiliți legal în străinătate pentru a-și petrece aceste zile împreună cu familia și rudele, dar și tot mai mulți cetățeni străini care doresc să-și petreacă vacanța în România. Ca urmare a acestui fapt și din experiența anilor anteriori, în punctele de trecere ale frontierei se vor înregistra creșteri ale traficului de persoane și mijloace de transport. Pentru a evita aglomerările și a realiza un control operativ și fluent, conducerea Poliției de Frontieră Române a dispus măsuri de suplimentare a personalului care desfășoară activități în punctele de trecere și, de asemenea, în funcție de situație, creșterea numărului arterelor de control pe sensul de intrare în țară sau pe cel de ieșire, după caz. Totodată au fost dispuse măsuri pentru gestionarea eficientă a situației operative, respectiv prevenirea și combaterea actelor ilegale transfrontaliere. În următoarea perioadă, aproximativ 3200 de polițiști de frontieră vor desfășura zilnic activități de supraveghere și control a frontierei de stat. În vederea evitării aglomerărilor ce pot apărea din cauza supra-solicitării din punct de vedere al tranzitului principalelor puncte de trecere de la frontiera cu Bulgaria și Ungaria, Poliția de Frontieră Română recomandă participanților la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră comune existente la graniță. Reamintim tuturor participanților la traficul transfrontalier că în situația în care sunt nemulțumiți de modul în care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, pot suna la numărul de telefon 0219590, unde aspectele semnalate vor fi preluate de către polițiștii de frontieră, care vor acționa în consecință legal de la caz la caz. De asemenea, informații privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Poliției de Frontieră Române www.policiadefrontiera.ro.